dictatură în Moldova. Ce păcat! Dar te aplaud, Megatron! Ți-ai făcut într-adevăr o ieșire grandioasă! Ah, Soundwave, comută pe audio-video. Vreau să mă adresez trupelor. Pierderea lui Megatron, conducătorul Marii Revolte a Decepticonilor, este, fără îndoială, o mare lovitură. Totuși, nu trebuie să cedăm în fața tragicei lui dispariții. Dar, în schimb, să îmbrățișăm ultimul său sacrificiu și să construim pe fundația pe care ne-a lăsat-o, cu o mână și mai puternică. Dacă îmi permiteți, comandante Star... Stăpâne Starscream. Da, da, ce este? Dacă n-am reușit să cucerim pământul sub comanda stăpânului Megatron, ce șanse am avea acum cu autoboții care sunt peste tot? Dă-mi voie să fiu cât mai clar cu putință. Am învățat vreme de milenii sub îndrumarea fostului nostru stăpân. Astfel, eu sunt pregătit să vă conduc. Eu, adevăratul urmaș al lui Megatron, stăpânul Starscream, împăratul distrugător! Ce rost are o armată care nu poate îndeplini misiunea de a provoca dezastre inimaginabile în numele meu? Dar stați, legenda vorbește despre un războinic destoinic. Unul care se află chiar aici, chiar pe această planetă. Un războinic care poate fi elev al maestriei mele. Transformers Prime. Maestri și discipoli. Optimus, de ce ești supărat? Planeta asta, toate planetele sunt în sfârșit eliberate de tirania lui Megatron. Nu te contrazic, Ratchet. Doar că o parte din mine speră să-l facă pe Megatron să se răzgândească, nu să-i stingă scânteia. Optimus, ar trebui să știi că ticăloșia lui n-a murit din cauza ta, ci din cauza propriei lui aroganțe. Îmi pare rău. Știu că voi doi ați avut un trecut împreună. Acel Megatron alături de care am luptat odată a dispărut acum câteva ere, în ziua în care a ales să fie un Decepticon. Decepticonii s-ar putea să fie dezorientați acum, dar au un conducător. Și Starscream, deși nu e Megatron, e departe de a fi previzibil. Decepticonii, suntem atacați! Nu e niciun atac, Ratchet. E vulcanul meu. A fost... Nu te mișca, Bughead? Jupiter are nevoie de pata lui roșie. Ups! Ce... scânteile lumii se întâmplă aici? Mâine predăm proiectele. Poate-i trebuie o șmecherie din asta. Tu ești o motocicletă, Arsi. N-ar trebui să știi cum se face un motor? Tu ești om, Jack. Ai putea să-mi faci un intestin? Nu. Nu puteți lucra la proiectele astea aici. Faceți mizerie. Dar expoziția științifică contează mult la notă. Da! Dacă Bulkhead nu mă ajută să termin sistemul nostru solar... Oh? Și ce știe Bulkhead despre sistemul vostru solar? Sau Bumblebee despre vulcanii voștri, sau... Arsi despre motociclete? Exact! Noi nu suntem pământeni, iar ei nu sunt oameni de știință. Dar autoboții au totuși gardienii lor, rece. Ar strica să învățăm mai multe despre pământ, făcându-le temele prietenilor? Păi, atunci poate ar trebui să învețe mai multe despre Cybertron. În timpul Marelui Război a fost ascuns atât de mult Energon aici.
încât defunctul nostru stăpân i-a trimis pe cei mai buni de pe Cybertron să-l păzească. Războinici adevărați, ce așteaptă să fie treziți. Așa o nebunie încât mult mai târziu Megatron a căutat războinici în spațiu, în loc să se uite aici sub picioarele lui. Cum adică nu-i poți determina semnalul? Știu că suntem aproape. Mărește puterea în senzori. Da, acolo. Aha, aha. Serios, Bumblebee? Și atunci cum ai ajuns să fii războinic? Dar te-am văzut în acțiune, ești fantastic. Îți împărtășesc opinia, Raf. Dar viața autoboților e mult mai lungă decât a oamenilor. Și deși e greu de crezut, tânărul nostru cercetaș mai are încă multe de învățat. Energon expus și e în mișcare. Și dacă nu-l mișcăm noi, ghici cine o face? Decepticonii. Fără Megatron? Din păcate, moștenirea lui Megatron va continua să existe, pentru că vin alții care îi iau locul. Autoboți, aveți proiecte de terminat. Ratchet, s-ar putea să-ți cer ajutorul. Expoziția științifică contează mult la notă. Poate că e mai bine dacă stau deoparte și dau sfaturi. Foarte bine. Bumblebee, hai să vedem ce e cu energonul ăsta în mișcare. Excelent, Sandwave. Cubul. Infuzia de energon funcționează. Bumblebee, nu se poate. Rămâi pe poziție și așteaptă ordinul meu. Războinici, treziți-vă, ridicați-vă și supuneți-vă noului vostru stăpân. Skyquake se supune unui singur stăpân. Excelent. Loialitatea și devotamentul tău vor fi un bun exemplu pentru soldați. Nu e nevoie să fii timid, Skyquake. Poți să te apleci. Tu nu reușești să înțelegi ce spun. Sunt aici într-o misiune, încredințată mie de singurul meu stăpân, Megatron. Da, el, din nefericire, Megatron nu mai e printre noi. Imposibil. De ce e atât de greu pentru toată lumea să înțeleagă asta? Skyquake, eu te-am localizat, eu te-am trezit, astfel eu, stăpânul Starscream, sunt stăpânul tău acum! A trecut ceva timp, Skyquake. Optimus Prime, nu te-am mai văzut de la bătălia de la Technar. Megatron mi-a ordonat să te anihilez. Asta a fost cu mult timp în urmă. Foarte posibil, Prime, dar ordinele sunt încă valabile. Merită să purtăm în continuare războiul ăsta, când am pierdut atâția camarazi și am distrus atâtea lumi. Dacă vrei să fii un adevărat conducător, Starscream, atunci îndepărtează-te de calea lui Megatron și condui pe Decepticoni spre pace. N-aș fi dispus să iau în calcul un armistițiu. Dacă tu ai fi dispus să te apleci acum în fața mea, Optimus Prime. Iar? Fă o plecăciune la asta! Skyquake, e o nouă eră, în altă lume. Alătură-te autoboților și ajută-mă să închei acest conflict pentru totdeauna. Nu mă voi alătura niciodată lui Prime. Hă!
atâta timp cât l-am pe Skyquake. Cu puțină disciplină va învăța să-și respecte noul stăpân. Și după ce se va afla că Skyquake l-a distrus pe Optimus Prime sub comanda mea, toți Decepticonii se vor închina recunoscători în fața mea. Bumblebee, nu! Nu pierde nicio clipă, Soundwave! Vom avea nevoie de documentația video a morții lui Optimus Prime pentru consemnările istorice. Skyquake nu a dobândit încă modulul mașină. Retragerea! Deci timpul a făcut din tine un laș, Prime! Să vedem unde e. Ce-i asta? Vei vedea. Dar, Ratchet, n-ar trebui să fac eu asta? Pip, 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 nu pune mâna, doar privește și învață. Deci, o să-i ajutăm pe Jack și pe Mico să-și termine... Fără supravegherea mea? Vrei să fie făcute bine, nu? Nu e așa? Atunci, urmărește un maestru la lucru. Obsedat de control. I-am pierdut din raza vizuală. Soundwave, de ce nu-i urmărești? Ce? Ce e? Al doilea semnal de Decepticon? Dar Skyquake e singurul adormit îngropat în zona asta. Locul unde a fost distrus Space Ridge nu-mi spune că ăsta e semnalul lui Megatron. Dar a fost la micron distanță de locul detonării. Nimic nu ar fi putut supraviețui unei asemenea explozii. Senzorii tăi nu sunt buni. Ignoră contactul. Ce vorbesc? Bineînțeles, trebuie investigată chestiunea. Dacă stăpânul Megatron e acolo sus, eu îl voi aduce acasă. Rămâneți aici și monitorizează rezultatele. Când Skyquake o să-i sufle scânteia lui Prime, eu trebuie să am dovada. Tango, 6 Alpha către comandamentul central. Înregistrăm o transmisie orbitală de origine necunoscută, neidentificată, posibil ostilă. Pornim investigațiile. Negativ, Tango 6 Alpha. Aici agentul special William Fowler, pe recepție. Șterge raportul de pe înregistrare și livrează coordonatele de origine. Mă ocup eu mai departe. Păcat că o să te zdrobesc, gândacule, dar e datoria mea. Excelentă strategie, Bumblebee! Skyquake, stai jos! Fowler? Agent Fowler, retrage-te! Thank you.
vine să cred. Superioritatea aeriană efectuată. Aparat militar de zbor secret nu va fi tolerat cât sunt eu aici. Vrea căldură! Încă sunt bun la asta. Nimeni n-ar fi putut supraviețui. După cum bănuiam, senzori defecți. Ultimul lucru de care am nevoie acum sunt zvonuri că Megatron... Dacă mă auzi, l-am găsit pe stăpânul Megatron și nu e bine. Trebuie să-l transportăm la infirmerie imediat. Oricând, amice, băștinașii vin acum! Aterizare plăcută, fraiere! Dacă Skyquake ar fi ales să nu ia calea lui Megatron, probabil nu l-am înmormântat astăzi. Bumblebee, faptul că ți-ai riscat viața nu cred că a fost una dintre cele mai înțelepte strategii, dar prestația ta a fost admirabilă. Ați ajuns! Deci, cum au fost primite proiectele mele? Păi...
Domnișoara Nakadai, ce planetă ar fi asta? Cybertron? E mare, domnule Darby, dar este operațională? Am ezitat să întreb, domnule, dar este activ? Păi, pe planeta noastră ați fi primit cele mai mari distincții. Într-adevăr, Bumblebee, prietenii noștri ar fi fost mai înțelepți dacă n-ar fi făcut ca Ratchet. Trupele armate vor fi bucuroase să afle că aducerea lui Megatron în staza a reușit cu succes. Să sperăm că stăpânul nostru va rezista.